Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta din județul Mehedinți recrutează și selectează candidați în vederea participării la concursul organizat de Școala de Subofițeri Pavel Zăgănescu, sesiunea martie-aprilie 2021. Tinerii care își doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situațiilor de urgență au șansa de a se înscrie la concurs în perioada 15-28 februarie, durata de școlarizare fiind de doar 10 luni. Au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 278 de subofițieri de pompieri și protecție civilă, două alocate candidaților de etnie romă, iar 22 de maiștri militari auto. Începând de luni, 15 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta a județului Mehedinți recrutează și selectează candidați în vederea participării la concursul organizat de Școala de Subofițieri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești. Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 278 de subofițieri de pompieri și protecție civilă, două dintre acestea alocate candidaților de etnie romă, iar 22 de locuri pentru maiștri militari auto. Cererile de înscriere se depun la sediul unității noastre din strada Portului numărul 2 până la data de 28 februarie, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8-16. Candidații trebuie să aibă vârstă cuprinse între 18 și 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs, să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare în liceu să nu fie mai mică de 9 și să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Totodată să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.